Da, bine ați venit pe canalul Fotbal ca pe vremuri. Suntem în drum spre Craiova. Craiova, Universitatea Craiova, CFR Cluj. Avem acum de la 8:30. Suntem bine, 7:30. Cu taică-mi aici, el e suporter Universitatea Craiova de mic copil. Un pronostic pentru azi? 2-1. 2-1 Craiova? Da. Oh, ambele marchează și bate Craiova. CFR-ul nu au ce pierde. CFR-ul pe primul loc cu 45 de puncte. Locul 2 FCSB cu 37. Deci 8 puncte. Și Craiova vine pe 3 cu 33 de puncte. Craiova, dacă bate azi, se apropie la un punct de FCSB și la 9 de CFR. E greu să mai oprească cineva din a câștiga campionatul. Dar rămâne de văzut. Etapa următoare, CFR primește vizita celor de la FCSB în Gruia. Și dacă pierde azi și pierde și cu FCSB-ul, deși nu cred că e cazul, dar în fotbal orice e posibil, nu? Corect. Ne vedem la stadion. Până la minutul 90 nu putem comenta. Da, meciul se termină după ce fluieră arbitru, nu? Corect. Ne vedem la stadion. Da, am ajuns la stadion. Acolo de la puncte. Nu, unde e bila aia, portocalie la balonul ăla. Am văzut acum pe Facebook că te duci acolo și cine strigă cel mai tare pentru Craiova sau așa, la final o să câștige, nu știu, un premiu, da. Să iei de la ei? Uite acolo coadă, vezi unde e magazinul. Bune. Vezi? Rulota aia de peste drum. Hai și noi. Zero Craiova. Ce ziceți? 2-1. 2-1. Dumneavoastră? 1-0. 1-0 și eu am zis. Da, lumea e optimistă aici, înainte de meci. Cam așa se vede. Hai că se vede bine de aici. Este data de numărul 11 al Sfinței, Benfica, Atalanta, Marcu!
mai tare! Universitatea! CFR Cluj! Pauză pe stadionul Ludovic Blumencu, Universitatea Treaba, CFR Cluj, la 1. Mai avem la dispoziție 45 de grupe și împreună, alături de echipă, suntem convinși că vom reuși să obținem victoria în această seară. Da, 1-1 la pauză pe Blumencu. Prima parte a aparținut Craiovei, a doua CFR-ului. Craiova s-a retras deliberat după gol. Meritat ăsta 1-1 rezultatul la pauză. Tu ce zici? Cum e? Cum ți-am zis? 1-0, 1-1, 2-1. CG3 plus, a? Da. Mergem pe încredere. Echitabil la pauză 1-1? Echitabil, dar pentru CFR-ul primul șut pe poartă, primul gol. Asta e. Nici Craiova n-a mai avut. Trebuie să joace mai ofensiv Craiova, că altă șansă n-au dacă nu. Să atace, nu? Să atace, normal. Ne vedem în repriza a doua, vedem ce mai e. Primul participant, Dragoș Lăcătușu. Nu uitați, abonații. Din păcate, vară. Următorul participant este Dani și atât. Abonații, puteți vota în continuare la urmele din stadionul Ion Blumencu și după finalul partidei. Dani și atât. Gol. Următorul, Fabian Petcu. A apărut Fabian Petcu. Da, două schimbări la Craiova. Iese Nistor, intră Bayram. Iese Colici, intră Marcovici. Și la CFR a ieșit Neguț și a intrat Petrila. O schimbare logică la CFR. La Craiova cred că mai mergea un pic Nistor în repizatul ăla. Da, vedem. Thank you.
Din minutul 57, scorul se face 1-2, în scorul jucătorului la ultimele două. Radu Petrescu arbitrează impecabil. Impecabil. Dă galbene pentru trageri de timp. Impecabil. Oh!
Ce bubu ăștia mingile! Da. Victorie meritată, Craiova. CFR-ul a vrut să închide jocul, au tras un pic de timp pe final. Caracteristic, dar de data asta nu le-a mers. Mai bună Craiova azi. Nu uitați, dați și voi un like, un share și un subscribe neapărat. Fiecare unea treabă. Victorie meritată, una peste alta. Cam așa, a? Meritată, muncită. N-a fost 2-1, a fost 3-2. Asta e victoria, tot 3 puncte sunt.
bun. Trebuiau să stea până la final când le ziserăm. Da, stai la final, că nu știți ce se întâmplă. Pleca lumea, minte, în prelungiri, exact așa să și tu. În prelungiri, păi o da. Dă. Craiova, până nu fluier arbitru, nu renunță la așa. Corect. Bun. Până data viitoare ne auzim. Ceau.